Gata? Bună seara! Bună seara tuturor și vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vreau să mulțumesc colegilor mei și experților CMR care au făcut parte din echipa de negociere. Alături de mine sunt numai o parte, pentru că restul a fost online și încep cu domnul dr. Gheorghe Bolcean, care este vicepreședinte și conduce departamentul jurisdicție, domnul dr. Cosmin Alexandrescu, care este președintele Asociației Medicilor din Ambulatoriu, domnul dr. Laszlo Lorenzovici, care este expert CMR pe probleme de finanțare și management sanitar, domnul dr. Gindrovel Dumitra, care este secretarul general al Colegiului Medicilor din România, și în stânga mea, domnul dr. Adrian Pană, care este expert în sănătate publică și management sanitar, și domnul Vulcănescu, care, Răzvan Vulcănescu, care este expertul nostru în strategie. Revenind la discuțiile de astăzi cu Casa Națională de Asigurări, te spunem de la început că au fost niște discuții foarte bune, discuții deschise, și trebuie să, pentru că colegii noștri așteaptă de la noi lucruri clare, va trebui să le și enumăr. În primul rând, am reușit să menținem bugetul care a fost alocat în 2023, adică menținem valoarea punctelor negociate la contractul cadru din iulie 2023. Nu se scade valoarea pe punct, cum s-a dorit inițial. A fost un lucru pe care noi l-am insistat foarte mult, toate argumentele au fost acceptate. Și, dar mai trebuie să spunem un lucru, pentru că în orice poveste există un dar. Valabilitatea este numai până la 30 iunie 2024. Corect. Îmi cer iertare pentru ambulatoriu și medicina de familie. Deci, primele 6 luni din an. Alte măsuri care interesează foarte mult colegii noștri, legat de spital, la spitalizarea de zi s-a renunțat la 3 ore pe pacient și am revenit la contractul cadru anterior din 2023, în care să fie 2 ore. Asta permite ca medicul să vadă mai mulți pacienți pe un pat de spitalizare de zi. Apoi am reușit, tot legat de sectorul de medicină primară, eliminarea penalităților la medicii care au liste mai mari de 2200. Deci medicii pot avea, mai ales vorbind de zone defavorizate, în care unde un medic trebuia să facă față unui număr mult mai mare de pacienți înscriși pe listă, și atunci s-a acceptat să renunțe la penalizările acestor colegi care munceau mai mult, de fapt. De asemenea, s-a clarificat ce înseamnă decontarea unui singure consultații pe zi și, foarte, foarte important, Casa Națională a renunțat la punctul 19, care a creat foarte, foarte multe emoții negative în rândul colegilor și se referă la validarea serviciului de către membrii familiei. S-a renunțat și ne-am angajat ca în următoarele 6 luni să lucrăm împreună cu Casa Națională. Trebuie să spun că noi, începând cu 2021, avem grupuri de lucru formate din profesioniști, formate din colegi pe medicină de familie, ambulatoriu și spital, deci aceste 3 grupuri distincte, care lucrează în mod continuu și avem mare experiență. De ce spun acest lucru? Pentru că toate negocierile de până acum au fost realizate de aceeași echipă de negociere și de aici am reușit noi să ne căpătăm această experiență. Ne-am afirmat sprijinul nostru de a continua această activitate, a sprijini Casa Națională, pentru că în final noi venim cu problemele identificate la firul ierbii în practica reală și le ducem mai departe către legislativ și să fie transpuse în norme și în contractul cadru.
Ca mesaj de final este că noi, medicii, trebuie să rămânem deschiși spre dialog și vom rămâne. Organizația noastră trebuie să rămână unită și toți medicii, indiferent de specialitate, trebuie să rămânem în aceeași echipă care a demonstrat în ultimele zile că poate schimba ceva ce părea aproape imposibil de schimbat. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului secretar general, Gintobel Dumitra. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rugăm, dacă vreți să faceți schimb de loc, de acord, să putem auzi mai bine. Mulțumesc, domnule președinte, mai ales pentru elementul pe care l-a precizat la final, și anume faptul că în această perioadă noi am înțeles cu toții, și pacienții, și medicii, că trebuie să fim împreună. Și cel mai bun lucru pe care l-am observat în ultimele zile a fost tocmai faptul că am înțeles că medicii de familie, respectiv medicii din ambulatoriu, dar și pacienții, avem interese comune. Iar atunci când apar amenințări externe, suntem capabili să reacționăm într-un mod cât se poate de unitar, astfel încât anumite greșeli care se produc în actul guvernamental să fie îndreptate. Practic, am asistat săptămâna trecută la o campanie media, una în care noi ne-am prezentat cât se poate de bine doleanțele și o alta în care, din partea guvernamentală, au apărut foarte multe informații. Și pentru că nu vrem ca să lăsăm lucrurile să rămână într-un fel sau altul neclarificate, trebuie să spunem că acei 15.000 de euro per capita, cred că a fost o neînțelegere. De ce spun o neînțelegere? Pentru că acest lucru doar la per capita nu este posibil. Mai mult decât atât, există într-adevăr cabinete care pot să aibă un venit ceva mai mare, dar vorbim în special de cabinetele care se află în zone deșertificate, în zone rurale, acolo unde vrem, nu vrem, Parlamentul României a fost cel care a decis că un medic dintr-o cătate vecină își poate înființa un punct de lucru tocmai pentru a asigura acelor colegi, acelor pacienți din zona respectivă, servicii medicale. Ori, acesta este și motivul pentru care am insistat astăzi ca acea depunctare progresivă să nu fie făcută în acest moment, pentru că tocmai aceste zone le-ar fi afectat în primul rând. Sunt zone în care medicii nu vin, unde nu poți să angajezi un medic sau să-l trimiți să-și facă cabinet acolo, însă noi am fi recunoscut într-un fel sau altul că depunctarea ar fi trebuit să fie efectuată. Vorbim de o echitate a acordării serviciilor medicale. Practic, am văzut colegi disperați în această perioadă. Sunt colegi care au angajați 3, 4, 5, chiar 6 asistente, și care, chiar dacă aveau o valoare a facturii destul de mare, aveau și cheltuielile în spate destul de mari. De aceea este foarte bine ca mesajul nostru la Colegiul Medicilor din România să fie unul cât se poate de categoric. Noi ne sprijinim colegii, sprijinim colegii care fac investiții, iar această investiție nu se referă doar în zona materială, așa cum este vorba în special de ambulator de specialitate, ci și în personal. Personal, în momentul în care am trecut pe noul contract și chiar puțin înainte, am angajat o nouă asistentă care se ocupe de prevenție. Ei bine, astea sunt investiții pe care trebuie să le menținem. A ne întoarce acum și a scădea bugetul înseamnă ca eu să dau afară acea asistentă. Nu este în regulă nici pentru mine și nici pentru persoana respectivă. De aceea eu am spus că s-au făcut greșeli la nivel de guvern atunci când s-au alocat aceste resurse într-un mod deficitar. Apreciem foarte mult că actualul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și-a asumat această soluție de, să zicem, să nu zicem compromis. Este o soluție care este valabilă până în luna iunie. Să sperăm că vom fi capabili, ca și de acolo încolo, să găsim cea mai bună soluție, iar Dumnezeu să-mi dea gândul cel bun. Mulțumesc frumos! Doctor, nu mai o clipă, o să aflu, dacă ne permiteți, o să luăm întrebările la final. Îl invit pe domnul dr. Cosmin Alexandrescu, care reprezintă Asociația Medicilor din Ambulatoriu. Vă rugăm, domnule doctor. Mulțumesc, domnul profesor. Nu, deci asta este fluxul de lucru. Noi așteptăm un proces verbal de la Casa Națională, dar avem garanția că am discutat cu niște parteneri foarte serioși. Nu se putea semna pentru că a fost online tot. Da.
Bună ziua și îmi pare bine să vă văd aici în număr atât de mare, pentru că este foarte bine ca informația să meargă către întreaga țară. Domnul profesor a fost puțin optimist. Eu văd situația de astăzi ca un conflict înghețat sau amânat. Situația de astăzi s-a mutat pentru 1 iulie. Tot ce avem garantat în acest moment este pentru primul semestru al anului. De la 1 iulie nu știm ce va fi. S-ar putea să ne vedem din nou în aceeași situație. Trebuie să mulțumesc guvernanților că au reușit un lucru care era aproape imposibil, să se unească pe medici. De data aceasta, toate categoriile corpului medical am fost umăr la umăr. Trebuie să mulțumesc Colegiului Medicilor pentru implicare atât la nivelul negocierilor, cât și la nivelul consultărilor, unde președinta Colegiului Medicilor București a fost alături de noi, astăzi, pentru prima dată. Este extrem de important acest lucru. Ce îi poate interesa pe colegi și care îi afectează în viața de zi cu zi? Se menține în momentul de față valoarea punctului pentru 6 luni. Noi am solicitat, în esență, creșterea valorii punctului pentru ambulatoriu, pentru că este o componentă extrem de importantă. Să nu uităm că în specialitățile medicale se lucrează cu multă aparatură. Un ecograf costă 30.000 de euro, un endoscop cu toată linia costă 100.000 de euro. Acești bani nu i-are niciun medic în buzunar. Pentru ca să-și poată achiziționa aparatura, trebuie să facă credite la bancă. Ca să poți să faci un credit, trebuie să ai o anumită predictibilitate a veniturilor. Nici o bancă nu-ți dă un credit dacă nu poți demonstra că îl vei putea plăti. Avem personal angajat. Ce facem cu el? Spații care sunt în curs de reabilitare, une dintre ele. Cu atât mai mult cu cât în celebrul PNRR pentru ambulatoriu de specialitate nu s-a prevăzut niciun fel de fond. S-au prevăzut pentru medicina de familie și, din păcate, nici măcar acolo n-a intrat vreun ban în momentul de față. Sunt multe lucruri care sunt de corectat. Din partea Casei Naționale am văzut o oarecare deschidere. Sper să se mențină. Sper ca împreună, așa cum am convenit la discuțiile de acum o jumătate de oră, de săptămâna viitoare să înceapă activitatea grupurilor de lucru care să ducă la un nou contract cadru și la noi norme care să corecteze anumite deficiențe care există în acest moment. Sunt foarte multe alte lucruri de spus. A fost important faptul că până la urmă au înțeles greșeala conceptuală de a obliga confirmarea unei serviciu medical de rudele unui pacient. Se uită complet de ce înseamnă confidențialitatea actului medical. Se uita. Acum acest lucru este rezolvat. Mai sunt foarte multe alte lucruri de spus. O să-i las și pe ceilalți colegi, prieteni până la urmă, să ia cuvântul. Și după aceea, dacă sunt întrebări punctuale, cu cea mai mare plăcere vă putem răspunde. Mulțumim foarte mult, domnule doctor. Îl invit pe domnul doctor Laszlo Lorentovici, care este expertul nostru în probleme de finanțare și management sanitar. Vă rog. Mulțumesc, bună ziua. Deși focusul a fost medicina de familie și ambulatorul de specialitate, s-a mai discutat două subiecte importante. Primul, echilibrul bugetar al casei de asigurări, pentru că, până la urmă, aceste probleme au la bază dezechilibrul bugetar al casei de asigurări, care nu a început acum în ianuarie, ci încă de la sfârșitul anului trecut. Și soluțiile de echilibrare, care pot să vină, bineînțeles, din două direcții, gestionarea mai bună a cheltuielilor și creșterea veniturilor. Am deschis subiectul dezechilibrului bugetar și cauzele acestuia, pentru că nu toate cauzele dezechilibrului sunt la casa de asigurări și implicit nici soluțiile. Poate nu știți dumneavoastră, orice nou angajat într-un spital public, 60% din salariu e plătit direct de către casa de asigurări și restul sunt înglobate în servicii. Astăzi, casa de asigurări nu poate să controleze și nu poate să influențeze viitorii angajați din sistem,
și implicit nu poate să știe ce sume o să trebuiască să plătească de aici încolo, în acest an. Din acest motiv, dacă nu se intervine pe mecanismele de finanțare și de control al acestui subiect, ori se alocă resursele financiare automat de la guvern, ori Casa de Asigurări nu le mai poate gestiona și atunci automat Casa încearcă să găsească soluții de avarie, cum ar fi fost și acesta, de a diminua volumul de servicii. Volumul de servicii, bineînțeles, lovește direct în furnizori și în pacienți. Și acest subiect a fost discutat și din punct de vedere al anumitor abuzuri de raportări și s-a convenit ca să se formeze grupul de lucru pentru a gestiona anumite abuzuri de raportări, indiferent de forma de spitalizare, dar în sine acest lucru nu o să poată rezolve problemele de deficit ale Casei de Asigurări, care a moștenit aproximativ 10% din anul trecut, și alocările financiare suplimentare nu ajung pentru acoperirea acestui minus și nici pentru acele creșteri care deja se știau de anul trecut și cele care nici măcar nu sunt previzibile. Deci, până la urmă, problema de bază este dezechilibrul major al bugetului casei de asigurări și această problemă are o soluție și la guvern și la Ministerul Sănătății și în anumită măsură, bineînțeles, la Casa de Asigurări. Am convenit, precum am mai spus, să lucrăm împreună în aceste 6 luni pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor de sănătate. Vreau să subliniez că și spitalele s-au trezit în ianuarie cu bugetele diminuate cu 20, 30, chiar 50%, despre care s-a vorbit mai puțin. Și pe zona de spitalizare de zi, reducerile au ajuns și la 50%. Pe spitalizare continuă, scăderile de volume și de contracte variază de la județ la județ, au fost deja și județe cu 30%. Deci aceste probleme astăzi nu au fost pe tematica de discuție, dar am deschis-o și nu e o problemă încă rezolvată. Și urmează ca în grupul de lucru să le abordeze în săptămânile următoare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Îl invit pe domnul doctor Adrian Pana. Mulțumesc! Bună ziua! Ideea pe care aș vrea să o enunț alături de colegii mei este că chiar dacă astăzi am depășit un obstacol care părea extrem de important, fără predictibilitate nu vom putea să avansăm pe termen lung. Suntem în situația în care relația dintre profesionistul în sănătate, fie că e medic, fie că asistent medical, fie că lucrează în spital sau la cabinetul de medicină familie și cetățean sau pacient, este grevată de foarte multă incertitudine. Pentru ca o relație să fie sănătoasă între medic și pacient, ar trebui ca niciunul să nu aibă neapărat grija zilei de mâine, da, și mai ales incertitudinea zilei de mâine. În condițiile în care un medic sau o echipă de medici își construiesc viitorul imediat vis-a-vis de ce au de oferit pacienților lor în funcție de surse de date sau de alocări bugetare care se modifică dintr-o jumătate de an într-o jumătate de an, niciodată nu vom putea atinge sustenabilitatea. Anul trecut, Guvernul României și-a asumat printr-o hotărâre de guvern o strategie națională în care în 2030 ne-am dorit ca noi toți din România să fim un pic mai sănătoși, să avem o calitate mai bună a vieții și să primim servicii de sănătate într-un fel care să fie mai prietenos pentru noi și mai bun. La câteva luni după acest lucru, în octombrie s-a semnat strategia, în ianuarie, suntem în situația în care măsurile prevăzute în strategie nu pot fi continuate pentru că avem un impediment major în ceea ce presupune predictibilitatea,
impediment care în momentul de față a fost mutat, așa cum au spus și colegii mei, pentru 30 iunie. Cu siguranță că există disponibilitate din partea echipelor care lucrează în grupurile de lucru ale colegiului împreună cu personalul tehnic de la casele de asigurări și cu societățile profesionale ca să fie găsite soluții punctuale. Dar chiar dacă cele mai bune soluții vor fi găsite pentru ca să se rezolve, să spunem, o parte din impredictibilitate, asta nu înseamnă că partea care ține de Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe și decidentul politic va fi rezolvată. Degeaba vom găsi cele mai briliante soluții tehnice dacă ele nu vor putea fi susținute financiar pe termen lung. Nu poți face niciun fel de medicină cu o predictibilitate pentru 6 luni sau pentru un an de zile. Este absolut esențial ca să putem investi în sănătatea noastră având o soluție financiară sustenabilă pe termen mai lung de 6 luni. Este mesajul meu și sper din tot sufletul că anul acesta vom avea parte, pe lângă soluțiile tehnice pe care le vom putea pune pe masă, de mai multă predictibilitate. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum îl invit pe domnul Răzvan Vulcănescu, expert în strategii de dezvoltare, expert CMR în strategii de dezvoltare. Domnule Vulcănescu, vă rugăm. Mulțumesc, domnule profesor. Bună ziua tuturor. Pentru că a făcut colegul meu, Adrian Pană, referire la strategia de sănătate, întâmplarea face că anterior amândoi am contribuit la construcția strategiei 2014-2020. Aș vrea să fac câteva atingeri mai punctuale, pentru că ele trebuie să stabilească cadrul strategic în care trebuie să ne poziționăm și să ne întâlnim într-un dialog constant în cadrul grupurilor de lucru amintite, tocmai pentru a putea să producem efectele scontate până la mijlocul acestui an. Strategia spune următorul lucru. Conform angajamentului României, asumat prin Strategia Națională de Sănătate 2023-2030, aceasta reprezintă documentul la care relaționează toate propunerile de politică publică în domeniul sănătății și va reprezenta fundamentul pentru prioritizarea și programarea utilizării fondurilor alocate în Sistemul Național de Sănătate. Mai mult decât atât, strategia constituie cadrul de politică strategic național pentru sănătate, în temeiul căruia se va evalua modul de îndeplinire a condiției favorizante aplicabile domeniului sănătății, solicitate de către Comisia Europeană cu privire la dezvoltarea acordului de parteneriat și a programelor în România pentru perioada 2021-2027, precum și a recomandărilor de țară recomandate de Comisia Europeană cu privire la sistemul de sănătate. Dacă este să ne raportăm eminament la acest text care este citat din strategia de sănătate pentru perioada actuală, atunci atragem atenția că o deraiere de la cadrul ei are consecințe grave, care pot duce până la infringement. Motiv pentru care considerăm că ne aflăm într-o situație de compromis, într-o situație în care evident că apreciem eforturile decidenților de la nivelul casei de a găsi niște soluții care să ne ofere, să ne ajute să cumpărăm timpul necesar, tocmai pentru a putea să enunțăm împreună care sunt soluțiile de sistem cu care trebuie să venim, care să ofere predictibilitate, așa cum spuneau și colegii mei mai devreme, mai departe pentru finanțarea întregului sistem. Și există soluții pe care le-am pus de-a lungul timpului pe masa discuțiilor, soluții care ar trebui, odată pentru totdeauna, să fie dezbătute in extenso, nu doar limitate la propunerile pe care le-am avut astăzi, de exemplu, pe ordinea de zi. Contractul cadru este mult mai amplu decât cele 20 de puncte care au fost expuse. El trebuie să constituie o negociere adevărată cu actorii de sistem, cu partenerii de sistem, și nu mă raportez doar la colegiul medicilor stomatologi, mă refer și la ceilalți actori de sistem care, conform legii 95, evident, sunt abilitați să facă acest lucru.
Avem disponibilitate pentru dialog. Ne dorim ca în perioada imediat următoare să venim în sprijinul casei, care să meargă mai departe cu argumente corecte, eficiente, de utilizare a bugetului și de remunerare și încurajare, motivare a performanțelor în sistem, efectuate de către toți medicii de toate categoriile în folosul pacienților. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum așteptăm întrebările dumneavoastră. Pot să încep eu de aici? Da, vă rugăm. Aș vrea să le spun la domnul doctor Gindrov, domnul Mitra. Da, o să rugăm să vină la microfoane. Domnul doctor, spuneți-ne ce înseamnă această soluție de compromis, această criză amânată pentru pacient. Pentru că ei ar trebui să știe dacă de la 1 februarie vor fi sau nu nevoiți să-și plătească consultațiile și serviciile medicale. Va exista acest risc, având în vedere că rămân aceleași valori? Mi-e greu să vă spun că va exista acest risc, pentru că, într-adevăr, în acest moment noi am amânat, așa cum a spus și domnul doctor Alexandrescu, discuția după data de 30-6. Cu alte cuvinte, vom folosi banii care au fost alocați în buget până pe data de 30-6, urmând ca după aceea Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Guvernul României să identifice, de fapt, până atunci soluții ca să suplimenteze fondurile astfel încât banii să fie suficienți până la sfârșitul anului. Personal, eu cred că autoritățile în acest moment au înțeles că s-a produs o greșeală și vor găsi o soluție până atunci. De fapt, această amânare nu este altceva decât un respiro pentru autorități, ca dumnealor să găsească suficiente resurse, astfel încât momentul 36-a să nu mai, la momentul 36-a să nu mai întâlni ce s-a întâmplat acum. Și dacă o să vă treziți după o dată de 36-a, cum să vă scadă aceste valori? O să apară iar un alt proiect? Trebuie să vă spun că e un lucru aproape imposibil. De ce? Pentru că în momentul în care ne uităm acum pe banii care s-au cheltuit din luna ianuarie, am scăzut din bugetul total luna ianuarie și au rezultat valorile astea la care tot corpul medical a luat foc. Gândiți-vă ce se va întâmpla la 1-7, când vom scădea consumul pe 6 luni. Și vom împărți la alte și 6 luni. Probabil că valorile CNAS nici nu va îndrăzni să vină probabil cu o valoare a punctului 1 leu. Pentru că atunci se va numi muncă pe gratis. Ora asta nu cred, încă nu cred că este posibil. Muncă forțată, nu pe gratis. Și chiar muncă forțată. Și domnul doctor Cosmin Alexandrescu. Okay. În general, am avut un mesaj mai direct decât mesajul diplomat al lui Gino. Dacă la 1 iulie punctul scade, nu mai avem sistem de asigurare de sănătate în România. S-a încheiat. Deci ăsta este mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă autoritățile. Acest moment, acest respiro pe care l-am acceptat cu greu, este o lămâie foarte acră pe care o înghițim în acest moment, aceste 5 luni, reprezintă un moment de respiro în care autoritățile trebuie să găsească soluții pentru finanțarea sistemului de sănătate. Dacă de la 1 iulie nu se vor găsi soluții pentru finanțarea corespunzătoare a sistemului de asigurări de sănătate, nu va mai exista acest sistem. Nu vor mai exista contracte nici pe medicină de familie, nici pe ambulatoriu de specialitate. Vor exista pe spitale, dar nu știu cât vor rezista spitalele în aceste condiții. Deci mesajul meu este foarte clar și răspicat. Acesta este punctul de vedere al colegilor. Eu nu fac decât să vi-l transmit. Nu spun de la mine. Eu spun ce îmi spun colegii, ce îmi solicită colegii. Nu vă pot arăta sutele de mesaje pe care le-am primit în ultima zi. Nu vorbesc de miile din ultimele zile. Deci s-a ajuns la o limită a suportabilității. Este nevoie de o strategie clară, de o predictibilitate a dezvoltării sistemului de sănătate din România. Vrem să fim ultimul loc din Europa sau vrem să ne îndreptăm spre media europeană? La vârf nici nu te putem gândi. Deci este o decizie politică extrem de importantă.
Și aici avem nevoie ca să se trezească odată și ministrul de finanțe și premierul. Pentru că un malpraxis guvernamental, cum îl considerăm în momentul de față, aceste decizii bâlbâite din ultimul timp, se plătesc, așa cum noi plătim o asigurare de malpraxis și ei plătesc malpraxisul politic. Și îl vor plăti anul acesta de 4 ori. Ce se va întâmpla dacă ceea ce ați discutat azi nu va fi pus într-o hotărâre de guvern în cel mai scurt timp? Înseamnă că nu la 1 iulie, ci de la 1 februarie. E foarte simplu. Dacă semnați acum contractele cu casa, pe câte luni le vor fi acte adiționale până la 30 iunie. Deci până la data... Da. Perfect. Și negocieri vor mai urma și alte negocieri sau gata? Deci s-a discutat ca de săptămâna viitoare să înceapă lucrul în grupurile de lucru mixte ale Casei Naționale, Colegiul Medicilor, Asociațiile Profesionale, pentru a încerca să găsim soluții și să optimizăm acolo unde sunt lucruri de optimizat. Acum, cât se va întâmpla, la ce soluții vom ajunge, care va fi capacitatea casei de a arăta înțelepciune și suplețe în decizii, asta este alt aspect care nu depinde de noi. Pentru că, din păcate, autoritățile române de cele mai multe ori sunt învățate să-ți pună un dictat în față. Îl accept sau nu? E foarte greu să-i înveți să stea de vorbă. Vă rugăm dacă aveți alte întrebări. Spuneți-mi dacă în discuțiile de astăzi cu casa fi s-a spus și faptul că în cele 6 luni până la 30 iunie vor fi controle la medicii de familie, medicii de specialitate, pentru a vedea unde sunt... Evident, ni s-a spus că vor fi controle numeroase din echipe mixte formate din funcționarea Ministerului de Finanțe, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și la care au solicitat să participe și reprezentanți ai Colegiului Medicilor, pentru a verifica dacă, într-adevăr, consultațiile raportate și există. Este ca și cum ai spune că toți medicii sunt niște hoți și de acolo este criza din sistem, de acolo, din cauza aia n-au bani. Am acceptat cu toții că există derapaje. Există derapaje și în sistemul de medicină primară și în sistemul de ambulatorie. Am acceptat acest lucru, dar nu trebuie să generalizăm. Și de asemenea, o relație bună cu casa, prin aceste grupuri de lucru, să identificăm mecanismele de control, pentru că până la urmă acolo trebuie să ajungem. Nu trebuie să pedepsim pe toți doctorii pentru că s-a întâmplat un medic a greșit și toată lumea trebuie să plătească. Nu. Trebuie cumva să găsim, să identificăm niște mecanisme de control riguroase și acest lucru îl promitem, l-am promis Casei Naționale să acordăm tot sprijinul. Dar vi s-au dat niște exemple clare ce nereguli au fost găsite, pentru că premierul vorbește de medici care au venituri de 15.000 de euro. Deci, cred că acest lucru a fost foarte bine clarificat de colegul meu, Gintobel Dumitra. Acest lucru este imposibil la modul în care a afirmat domnul premier. Cred că a fost dezinformat de această situație. Dacă există astfel de medici cu facturi uriașe, nu putem confirma, nu putem infirma. Probabil controlele încrucișate pe care le-au desfășurat dânsii au găsit ceva. Dar, din nou, nu trebuie să generalizăm, trebuie să găsim, să identificăm mecanisme de control, ăsta este rolul Casei Naționale, să și controleze. Noi îi vom ajuta, pentru că ne interesează foarte mult respectarea demnității medicilor și nu trebuie să generalizăm o greșeală a unui coleg. Deci, vom găsi mecanisme de a colabora. Și de deci, acest lucru rămâne de discutat în următoarele zile. Am văzut că aveți constituite niște comisii pe diferite specialități. Corect. Puteți să-mi spuneți, dacă, care a fost discuția până acum cu reprezentanții Casei Naționale de Sănătate? Până în momentul în care a fost acel proiect pus în transparență dumneavoastră, aveați o informație că se va întâmpla acest lucru? Nu, n-am avut nicio fel de informație. Dar trebuie să specific un lucru. Aceste grupuri de lucru au fost constituite încă din 2021, pentru că noi am simțit nevoia de a profesionaliza procesul de negociere și am adus încă noi experți redutabili.
Și am reușit. Am invitat la la participare, ca participare activă în aceste grupuri de lucru, absolut pe oricine. Orice medic, orice manager de spital a fost alături, a fost invitat să participe. Sigur, unii au dat curs, unii nu. Deci am reușit să constituim aceste grupuri de lucru, o activitate foarte bună și trebuie să spunem, contactul cadru negociat în iulie 2023 a fost negociat de aceeași echipă. Și pentru noi, ceea ce s-a întâmplat, această apariție a documentului transparență decizională a fost pur și simplu un șoc. Pentru că nu se respectă angajamentele României față de Comisia Europeană, a vorbit puțin mai devreme domnul Vulcănescu, domnul Andrei Pană, Adrian Pană, dar de asemenea nu se respectă angajamentele României față de Banca Mondială. Acele angajamente prin care statul român întărește sistemul de asistență medicală primară și ambulatoriu. Pentru că suntem printre singurele țări europene, cred că locul 2, unde numărul de spitalizări este foarte mare. Deci medicina, actul medical, activitatea medicală trebuie să se schimbe spre sectorul de medicină primară, respectiv de medicină de ambulator. Nu în spital, cum se întâmplă acum. După discuțiile de astăzi, motivul pentru care a fost luată această a fost un proiect, nu o decizie până la urmă, pentru care bugetul pentru medicii de familie și medicii specialiști să fie micșorat cu 30%, se întâmplă acest lucru din cauza controalelor și neregulilor găsite la controale? Nu, dar ăsta a fost, din punctul nostru de vedere, numai un motiv. Ca să fie arătat. Nu poate să fie să pedepsești medicina primară când tu ți-ai asumat prin strategie guvernamentală să întărești acest sector, ca tu să vii să faci o reducere de 30% la medicii de familie și 27% în medicina de ambulator. Nu cred că a fost, de aici pleacă totul. Nu. Noi nu înțelegem de unde, pentru că nu putem arunca totul în curtea Ministerului de Finanțe, cum a spus colegul meu puțin mai devreme, ci Ministerul de Finanțe face un buget pe baza unei predicții, unui proiect care trebuie să fie asumat de ordonatorul de credit. În cazul nostru, CNAS-ul, respectiv Ministerul Sănătății. Vă întreb ceva. Decizia aceasta, proiectul acesta, a fost luat pentru că așa a avut casa sau pentru că așa a avut Ministerul de Finanțe? Nu văd aici interferența Ministerului de Finanțe. Pentru că toate aceste modificări reprezintă, să spunem, adaptarea casei la un buget scăzut. Dar scăderea bugetului nu știm. De ce a scăzut bugetul, noi nu putem să spunem acest lucru. Dacă cineva nu a făcut o predicție corectă sau cineva a fost în rea credință, noi nu putem să spunem acest lucru. De ce s-a scăzut bugetul în medicina primară și în medicina de ambulator? Puteți să ne spuneți și situația, ați vorbit și despre faptul că și bugetele spitalelor au fost în eranie mai mici, cu 20%. Puteți să ne spuneți cât de gravă e situația spitalelor acum? Cred că o să-l invit pe domnul Lasu Lorenzo Avi să ne spune mai mult. Vă rog. Problemele financiare în prezenta spitalelor este variată și izvorește din perioada COVID, când spitalele au fost plătite pe cheltuieri și din 1 ianuarie 2023 s-a trecut pe plata pe performanță. O parte din spitale nu s-au putut adapta. Numărul de pacienți nu a revenit la situația la nivelul din 2019 și aceste spitale s-au înglobat în datorii. Aproximativ un sfert din spitale sunt înglobate în datorii deja și ar necesita o restructurare. În general, dacă ne uităm ce a fost în ultimii 5, 10, 15 ani, sectorul public spitalicesc nu a trecut printr-o adaptare, organizare, reorganizare conform nevoilor de servicii ale populației, pentru că populația României s-a redus an de an, se reduce cu sute de mii de persoane, unele zone se depopulează mai repede, altele mai puțin, serviciile și consumul de servicii se modifică,
și structurile au rămas rigide și neadaptate. Automat, aceste structuri consumă cheltuieli fixe în pondere mare și trebuie susținute dacă nu modifici. Ce însemna această structură a respirării? În primul rând, trebuie făcut o analiză detaliată. Cifre există. În ciuda aparențelor, România are un sistem surprinzător de bine informatizat, doar că merge lent, dar funcționează, date există, date se colectează de ani de zile și sunt destul de exacte și suficient de exacte pentru a putea gestiona sectorul spitalicesc și automat înseamnă că, ca la școală, dacă nu sunt copii, atunci se unesc școlile, se unesc clasele și dacă nu mă se mai susțin, atunci de preferat să aducem microbuzele școlare și să aducem copii și să le adunăm în centre regionale. Aceeași poveste este. Nu avem transplant în fiecare spital, ci sistemul se organizează piramidal. Patologia complexă se adună în centrul superior. Organizarea acestui sistem pe trepte de competențe nu este rezolvat decât la neonatologie. La celelalte specialități acest lucru a rămas în aer și sunt foarte multe probleme de nesustenabilitate. Respectiv, volumul de activitate este prea mic ca să poată să funcționeze sustenabil, inclusiv medical, dar asta este deja profesia sau felia medicilor de a stabili care ar fi numărul minim de pacienți ca să poți să fii bun ca medic, ca să ai rutină. Unde se întâmplă acest lucru? Unde sunt pacienți? Volumul de activitate ale spitalelor pe spitalizare continuă. Anul trecut a scăzut cu 15% față de 2019, dar cu variații între minus 3 sau plus 3 și minus 40. Cifrele sunt cunoscute și de casă și de minister, pentru că sunt raportate între plus 5 și minus 40. Adică spitalele sunt pe o curbă de distribuție, da? Unii sunt în față, alții sunt în capăt. În momentul în care tu trebuie să plătești salariile și pentru spitalele unde există minus 40 și nu ai, ești plătit pe activitate din 1 ianuarie 2023, aceste spitale nu mai pot să susțină cheltuielile fixe. Colegiul medicilor în acest moment suficiente informații și să vină cu o propunere mai clară în legătură cu această restructurare, pentru că am văzut când s-au întâmplat acele nenorociri la spitalul din Urziceni, la spitalul din Botoșani. Domnul profesor Coriu spunea atunci că spitalele trebuie să întâmple ceva cu spitalele mici. Ministrul Sănătății a spus la fel. Între timp însă totul a rămas la nivel de declarații, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu poate... Colegiul medicilor nu poate să preia rolul instituțiilor statului care au această datorie. Colegiul medicilor participă la aceste discuții conform legii și conform voinței proprii de a asista acest proces pentru a preveni derapajele care au fost și acum și, care, și pentru a fi un partener constructiv. Asta. Cu alte cuvinte, dacă puteți să ne explicați mai simplu, ca să înțeleagă și pacienții. Deci, dacă sunt spitale care nu-și mai susțin activitatea pentru că nu au suficient de mulți pacienți, ar trebui ca acei pacienți să fie relocați în alte unități medicale, iar acel spital să fie închis, nu? Asta vreți să spuneți? Nu, nimeni n-a vorbit de închidere de spital, dumneavoastră să nu credeți că un spital este o paletă de servicii. Spitalul are ambulator, are spitalizare de zi, are spitalizare continuă, spitalizare continuă acuți cronici, are diverse specialități și toate aceste probleme ating o parte. Nu poți să lași o comunitate de 10.000 de locuitori, 20 sau 30, fără un ginecolog în ambulator, chiar spitalizare de zi și mai departe. Deci, nici vorbă de gândirea totul sau nimic este dăunătoare și asta este și problema. În general, nu vedem nuanțe și nu propunem soluții alternative și intermediare. Viața e mai complexă. Da? Care e problema mai exact? Că părți și activități nu sunt sustenabile. Una din probleme sunt natalitatea, demografie. Numărul de nașteri, cam la un sfert din spital, este atât de mic, încât și profesional, dar și financiar, nu mai poate fi susținut. Și care ar fi soluția? La ce vă referiți când vorbiți de această restructurare?
acele părți unde volumul de activitate este foarte mic, acelea trebuie transformate conform nevoilor. Poate populația a îmbătrânit și există nevoie de alte tipuri de servicii cronici, îngrijiri, paliație și mai departe. Și inclusiv reducere. Dacă populația României a scăzut de la 23 de milioane la cât suntem? 19, 18 sau cât suntem în țară? Lipsa medicilor de familie asigurați sunt 17 milioane, bine spun? Da, 17 milioane. 15, 16, variază. E o bună întrebare câți oameni consumă servicii în România. Asta este să lăsăm deocamdată o marjă undeva între 17 și 19 milioane de persoane. Da? Și întrebarea este dacă sistemul a fost reorganizat și restructurat în aceeași proporție. Bineînțeles, sunt mari diferențe între regiuni, dar domnul Pană, care a studiat și a făcut strategia de sănătate exact pe baza acestor cifre, vă poate confirma ce s-a observat. Chiar proaspăt. La școli deja s-a întâmplat. La școli s-a întâmplat deja. Noi nu propunem, noi constatăm. Propunerea trebuie să o facă cei care sunt abilitați să facă. Domnul Pană, deci, nu, ne întoarcem la faptul că avem o hotărâre de guvern care a aprobat Strategia Națională de Sănătate în octombrie anul trecut. Iei documentul cadru. În documentul ăla cadru scrie următorul lucru. Avem unități sanitare cu paturi, spitale, care funcționează suboptimal, da? Prin faptul că nu avem suficienți pacienți în spitalul respectiv care să mențină cheltuielile spitalului. O parte din soluție este eficientizarea, cum a spus colegul meu. Asta înseamnă că nu trebuie să închizi neapărat un spital, poți să reduci o secție. Poți să transformi o secție dintr-o secție de îngrijiri de acuți într-o secție de îngrijiri cronice. Exact că, cum vă spunea dânsul, pentru că îmbătrânim și avem nevoie de mai multe îngrijiri de sănătate de alt nivel. Dar, în afară de asta, trebuie să spunem următorul lucru. Normarea, vreau să spun în așa fel încât să fiu înțeles de absolut toată lumea, modalitatea în care noi angajăm în momentul de față în sănătate personal medical într-un spital ține de numărul de paturi, care pot fi pline sau pot fi goale. Deci, într-un fel, noi angajăm personal la unități de mobilier. În toată lumea, angajarea se face în funcție de nevoie, de activitate, de cât de mulți pacienți avem. Până nu vom schimba modalitatea de normare, deci până când Ministerul Sănătății, cu dovezile pe care le are, nu va elimina normarea la pat, cu normarea la activitate și o va înlocui cu normarea la activitate, vom continua să avem aceste probleme. Nu e un lucru imposibil de făcut. Tehnic, soluția există. Ideea e să fie pusă în practică. Și asta nu înseamnă neapărat închidere de spital, pentru că a închide un spital înseamnă pierdere de resursă umană înalt specializată. Eu nu cred că evenimentul din 2011 ar trebui repetat în același mod. Am învățat o lecție atunci că 67 de spitale închise s-au redeschis între timp și atunci am pierdut o parte din resursa umană specializată prin lăsarea ei în stradă, ceea ce nu a fost cea mai bună modalitate de lucru. De asta spun, cred că am învățat din lecția asta și de data asta vom reuși să utilizăm personalul pe care îl avem și care poate furniza alte tipuri de servicii. Ambulatorii, spitalizare de zi, dacă nu mai ai nevoie de spitalizare continuă. Într-un spital mic în care noaptea nu se face decât formă de hostel sau hotel social, deci nu se face tratament, nu se face absolut nimic, el nu-și găsește rațiunea să mai ai linie de gardă. El ar trebui să fie o formă de ambulatoriu sau spital de zi în care noaptea să nu mai am încă o tură de personal care să o plătesc pur și simplu doar ca să asiste niște pacienți care dorm în niște paturi. Deci asta ar fi o soluție de eficientizare. Cu toate astea, absolut toate soluțiile acestea care ar putea să fie perfecte,
Ele sunt soluții tehnice. Chiar dacă le-am aplicat pe toate, asta nu ar rezolva componenta de subfinanțare despre care discutam astăzi în totalitate. Deci, în afară de modalitatea de alocare a banilor, care e o problemă și care va trebui rezolvată și acolo există, să spunem, niște soluții tehnice, dacă nu se alocă pentru anumite domenii de activitate, cum ar fi medicina primară, fonduri care să asigure acoperirea serviciilor de prevenție, acoperirea serviciilor de monitorizare a bolilor cronice, lucrurile care ne omoară sau ne lasă cu un handicap grav, soluțiile perfecte nu vor ajuta foarte mult. Adică ne vom reîntâlni aici, vom discuta același lucru. Este absolut esențială, pe lângă eficientizare, și o altfel de alocare a banilor. Adică corespunzătoare cu nevoia. Revenind puțin la strategie, de cât timp are la dispoziție Ministerul Sănătății strategia aceasta? Păi, strategia a fost aprobată de Ministerul Sănătății în octombrie. Și ea este valabilă până în 2030. Dar am avut cine aici o strategie? Vă rog. Strategia de sănătate, cum o strategia de sănătate, nu pot fi continuată pentru că avem un impediment și vă referați cel mai probabil la bani. Concret, ce nu se va întâmpla în strategie? E foarte greu să spunem acum, la început, ce nu se poate. Dar dacă ne uităm la modalitatea de alocare financiară de anul ăsta, ne dăm seama că serviciile de prevenție, serviciile de medicină primară, serviciile ambulator, care în strategie sunt prevăzute să se extindă, și serviciile de spital să fie eficientizate, cu actuala structură bugetară, e dificil să crezi că ele se vor putea întâmpla. Pasul de astăzi ne arată că măsurile bune de anul trecut, cel puțin pe partea de prevenție, medicina primară, vor putea fi continuate. Dar pentru cât? Pentru următoarele 5 luni. Deci de asta spuneam că predictibilitatea este esențială. Nu putem funcționa cu proiecte de la o lună la alta. Ce vrea să spună Adrian este că strategia pentru sănătate pe următorii 10 ani a fost valabilă din octombrie până în decembrie. Da? Medicii de familie și pentru medicii de specialitate, casa trebuie să ia din altă parte, de unde acel lucru? Este... Unde s-a rezolvat așa de repede problema câteva zile? Deci, mecanismele financiare pe care le va implementa casa, cred că trebuie să întrebați casa. Însă, ceea ce trebuie să spunem în acest moment este că, totuși, anul acesta, CASS-ul, ca să vă dau doar un exemplu, a fost majorat pentru foarte multe categorii sociale. Sigur că, probabil, la momentul în care a fost construit bugetul, a fost luat în calcul acest lucru. Este foarte posibil ca guvernul să identifice soluții pentru rectificarea bugetară cât mai rapidă. Știm că există o lege, noi nu ne pricepem foarte mult la legislația financiară, însă, după data de 1 a 7-a, trebuie să găsească soluții, altfel, așa cum spunea colegul nostru, sistemul sanitar nu mai există. Aș vrea să mă explicați puțin despre aceste controle, deci înțeleg că va fi... Eu aș vrea să, numai puțin, dacă îmi permiteți, doamna Ștefan, să fac un anunț, pentru că am văzut că apărut unele titluri în ziare. Da. Noi nu anunțăm în acest moment sfârșitul protestelor. CMR nu gestionează niciun protest. Asta rămâne la atitudinea fiecărei organizații profesionale care a coordonat acest lucru. Mulțumesc. Veți continua, domnule Alexandru? Suntem alături de colegii noștri din medicina de familie. Nu am anunțat încheierea protestelor. Decizia o să luăm împreună în momentul în care o să vedem exact ce se întâmplă. Înscris. Și când a trebuit să fie? Nu știu să vă dau răspunsul în acest moment. Cum vă spuneam, deciziile se iau la nivelul organizațiilor și eu nu sunt organizație. Aici sunt o organizație profesională. Exact. În ceea ce activitate sindicală. În ceea ce privește această... No, formalizare a deciziilor, a discuțiilor avute astăzi, pe 31 ianuarie trebuie să existe semnate actele adiționale ca să se poată continua activitatea pe 1 februarie. Deci ar trebui săptămâna viitoare să se treacă prin hotărâre de guvern tot ce s-a discutat astăzi, ulterior să se publice în Monitor Oficial ordinul comun al președintelui casei
și Ministrului Sănătății, care pune în aplicare hotărârea de guvern, după care să fie semnate actele adiționale. Deci timpul este extrem de scurt. Noi, de ce facem acest anunț? Am spus, în primul rând, pentru faptul că CMR nu gestionează aceste evenimente și, în al doilea rând, au mai fost situații în care una am discutat la negocieri și alta a fost publicat în Monitor Oficial. Și asta datorită faptului că noi am negociat astăzi, de fapt, un proiect de hotărâre de guvern. Ca atare, guvernul are libertatea să modifice oricând ceea ce dorește. Deci rămâneți deschiși la proteste, ca să zic așa. Exact. Repet încă o dată, decizia trebuie să ia organismele noastre reunite, cele care coordonează în acest moment protestele. Suntem deschiși la ambele variante. Suntem, dacă nu se respectă ce discutăm, continuă protestele. Dacă se respectă în totalitate sau dimpotrivă se găsesc resurse suplimentare, ceea ce m-aș îndoi, dar să sperăm că s-ar întâmpla așa, se închid, să zicem, pentru 5 luni. Va trebui să vedem ce se întâmplă de la 1 iulie. În momentul de față nu avem nicio garanție că de la 1 iulie lucrurile vor sta pe roze. Asta înseamnă că în marți mai faceți protest? Urmează să discutăm astăzi, în principiu da. Nu am anulat încă nimic. Contează și părerea colegilor mei. Eu sunt o persoană și am mai spus un lucru ieri, poate tot metaforic, fiecare dintre noi este o șoaptă. Împreună suntem o voce care poate fi auzită. Aș mai avea și o întrebare pentru domnul profesor. Da, te rog. Spuneți la voastră că vor fi controle, deci în cele 6 luni, da? Vor fi controle atât în ambulatorile de specialitate, însă și în cabinetele medicilor de familie. Vor fi, practic, noi grupuri care vor face aceste controle, din ce am înțeles. Deci nu vor mai fi doar controle celor de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care s-au desfășurat de mai bine de o săptămână. Noi ne-am manifestat disponibilitatea de a participa la acest proces de curățire. Suntem lângă Casa Națională de Asigurări. Dorim să facem acest lucru pentru că nu este o onoare pentru noi să avem colegi care fac infracțiuni. Dar ceea ce fac unii colegi poate să fie o infracțiune penală și atunci vorbim de altfel de anchete ale organelor în drept. Cum se vor desfășura aceste lucruri? Păi, este exact ceea... La Ministerul de Finanțe, nu înțeleg. Deci probabil vor merge în acele zone, în acele cabinete, unde facturile sunt foarte mari. Sau vom unde s-a întâmplat și acum. Dar vom stabili o procedură. Deci, la ora actuală, noi ne-am manifestat disponibilitatea să fim lângă Casa Națională și este foarte bine că am fost invitat la acest lucru, pentru că și noi suntem organismul profesional care reprezentăm medicii și vom participa împreună cu ei, dar încă nu am stabilit metodologia și procedura deloc. Deci nu se știe dacă de săptămâna viitoare ceva este. Deci, ei oricum își continuă controlele la nivel de organe de control, da, care sunt foarte bine la fine. Cât de extinsă este această situație din punctul nostru de vedere al colegilor care... Nu putem ști pentru că noi nu avem niciun fel de date. Probabil Casa Națională ar trebui să ne dea o medie a facturilor pe județ. Să vedem și noi unde sunt acele județe, unde facturile sunt foarte mari și extremele. Pentru că vom avea probabil cabinete cu facturi foarte mari. Dar aici deja intrăm în detalii, aici nu putem să spunem mai mult. Scuze, o factură mare nu înseamnă neapărat o factură care nu e corectă. Exact, deci, exact. Dar asta... Nu la prezumția de vinovăție din stat. Absolut corect. Ne mai explicați ceva? Sunt medici care venitul lor, efectiv, variază între 2.000, 8.000 de lei sau poate mai mult. Aș vrea să explicați nu pentru noi, pentru cei care... Vorbim de medici de familie? Vorbim de medici de familie. Sau ambulatorii. În funcție de ce? De cei de familie? În funcție de ce variază? De numărul de pacienți care l-au pe listă, nu? Deci vrei să răspunzi tuturor de frumos? Să rugăm medicul de familie care este cel mai bine? În momentul în care am auzit informațiile despre facturile uriașe, am pierdut noaptea de revelion, vă spun de acum, căutând pe internet, pe site-ul CNAS, facturile colegilor mei, pentru că sunt publice, sunt acolo publicate. Și am asistat la o manipulare, între ghilimele, ca să înțelegeți. Noi suntem plătiți, după cum spuneam, 35% per capita, 65% per serviciu.
Asta înseamnă că întreaga factură, de asta am spus că e imposibil să fie 150.000 de euro, întreaga factură, 15.000 de euro, iertați-mă, întreaga factură e formată 35% din per capita și 60% din per serviciu. În momentul în care am văzut facturile pe iulie și august, adică primele două luni din trimestru, am înțeles de ce apare această angoasă între ghilimele. Pentru că, de obicei, facturile în primele două luni ale trimestrului sunt mai mari, iar în al treia trimestru se regularizează. Ce înseamnă asta? Eu am dreptul la 20 de consultații pe zi. Dacă în prima lună am făcut ca medie nu 20 de consultații, ci 24, casa mi le plătește pe toate, dar îmi reține cam 4 în plus. În a doua lună am făcut iarăși 24 și aveam dreptul la 20. Casa îmi spune, ai mai făcut încă 4 în plus. Iar în a treia lună, în loc să plătească 20, îmi va plăti 4 minus 4, adică 12. Ca atare, în momentul în care... În momentul în care veți vedea o factură mare, ea este cel mai probabil pe prima sau a doua lună din trimestru. Trebuie să facem întotdeauna media ca să putem să ajungem la facturile reale. Așa s-a întâmplat ca în două județe să văd mai multe facturi, două județe mari, mai multe facturi de 80.000 de lei, dar în momentul în care le-am pus linie pe toate, pe cele trei luni, în județul Dolj o singură factură de peste 70.000 de lei, în județul Iași o singură factură de peste 70.000 de lei. Curba lui Gauss, în partea cealaltă, o singură factură sub 10.000 de lei, în județul Iași au fost două facturi sub 10.000 de lei. În același timp, 8 facturi în Dolj de 60.000 de lei, cred că 14 facturi în Iași, poate greșesc cifre și vă rog să-mi luați ca de 60.000 de lei. Media era undeva la 30-40.000 de lei. Cât se poate de decent pentru un medic cu asistentă plus cheltuieli care înseamnă aproximativ... Asta este, nu știu, venitul cabinetului. Este venitul cabinetului. Eu nu pot să calculez venitul medicului. Nu pot să spui că este foarte greu de spus. Putem un are credit al plătește. Exact. Se poate spune la un moment dat că un medic de familie poate să câștige. Gândiți-vă la colegii mei din Dolj, din Iași și pe tot în țară care au factură de 15.000 de lei. Din care obligatoriu trebuie să aibă asistentă, obligatoriu trebuie să aibă cheltuieli cu întreținerea, obligatoriu trebuie să cumpere registre plus rețete imprimabile, soft și așa mai departe, obligatoriu trebuie să aibă curent electric, căldură și așa mai departe. Haideți să ne gândim cam cât le rămâne. Este ușor ca să aruncăm în media facturile mari, dar să nu le prezentăm și pe cele mici. Noi pentru cei care s-au aflat în zona medie mică, suntem în acest moment cât se poate de solidari. Iar și de asta am spus la un moment dat că a fost o greșeală fantastică și vorbeam de malpraxis guvernamental, pentru că au identificat o problemă, au identificat, să zicem, boala, sau o boală, dacă există o boală, trebuie o consultație amănunțită ca să vedem treaba asta și trebuie să propui un tratament. Tratamentul nu îl aplici la toți, îl aplici doar acolo. În momentul în care tratezi o persoană care nu are nicio vină, cu o soluție pe care vrei să o aplici celor care au facturi, să zicem, exagerate, în acel moment vorbim despre un tratament greșit. Asta s-a întâmplat acum. Vă mulțumim foarte mult! O seară bună în continuare!